Trei persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc și de mare risc. Potrivit polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, din cercetările efectuate a rezultat faptul că în perioada noiembrie 2023-februarie 2024, acestea ar fi comercializat direct sau ar fi intermediat vânzarea de droguri de risc, cannabis și de mare risc, ecstasy, către consumatori din județele Hunedoara și Arad. Doi dintre cercetați au fost prinși în flagrant delict după ce au comercializat 500 de comprimate ecstasy cu 25 de lei pentru o tabletă. În urma controlului efectuat asupra acestora, dar și în interiorul autoturismului în care se aflau, au fost găsite și ridicate cantități de cannabis, cocaină, alte 20 de comprimate ecstasy, un grinder și sume de bani în lei. Materialul probator administrat în cauza a reliefat că aceștia ar fi cumpărat drogul de mare risc în scopul revânzării de la cel de-al treilea cercetat în cauză, iar în urma percheziției domiciliare efectuate la locuința acestuia în județul Cluj, au fost identificate și ridicate 14 borcane și recipiente din sticlă conținând cannabis, ciuperci halucinogene și substanțe cristaline. Mai multe pungi de diferite dimensiuni, parte vidate, conținând alte cantități de cannabis, cocaină, comprimate, substanțe tip cristal, folii din material plastic folosite pentru vidat și dispozitiv metalic de presare. De asemenea, 13.700 de lei și 2.800 de euro, mai multe telefoane mobile, precum și alte mijloace de probă, se arată în comunicatul emis de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara. Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a cercetaților pentru 30 de zile.